Salut, eu sunt Dragon și bine am venit la un episod de Survival Games, bă băieți, de data aceasta suntem pe Spinvir.com pe mapa Breeze Island și să ne câte like-uri din suge pentru acest episod, bă băieți, din câte auzi și voi aici, băiatul deloc am înșelat tastatură, că n-am zis să-mi iau tastatură inițial, am zis să-mi iau pentru PC, da, gen pentru PC când o să-l am. Și am zis, bă, dacă tot o iau, poate se potrivește pe birou, gen camerei mei, eu nu what I mean, gen să fie bună să am loc și cu, că n-am știți că laptopul are tastatura lui și aia necesită ceva spațiu, plus că biroul e și mic, n-a, două tastaturi, n-a, laptopul și o tastatură ar ocupa ceva, dar uite că au avut loc foarte bine și hai să iau eu tier-1-urile astea și să merem pe rută, adică pe rută, eu sunt două chesturi, două, erau că vă că, na, băiatul e bine. Ok, hai să nu mai merem pe rută că vă că tipul e periculos. uite mă că nu vrea să-mi dea sabie. Bă, gamieș. Ok. Da, în cazul ăsta nu știu pe unde să iau. Ciao. Vii cu toporașul magic la mine, așa-i? Păi băi băiatule. Păi băi băiatule, tu știi cine sunt eu? E zi mă, tu știi cine sunt eu? Aoleu. Nu, bun, hai atunci să iau. Aoleu. Aoleu. Da, lăsați și pe un like pentru această serie de survival games cât mai în viață, că scăr s-a pișat pe toate. Le-a dat așa la rând, tu vrei și tu? Poc, s-a pișat pe ele. Și tu, hexagoane, vrei? Poc, s-a pișat pe ele. Cred că o strâns de 3 ori mai multe voturi decât toate astea la un loc. Și e ceva, bă, mie unul chiar îmi place cum se aude, da, tastatura, e o tastatură foarte șmecherie de la Red Dragon și ai morți mă timp. De la Red Dragon e o tastatură foarte șmecherie, Red Dragon Vara, da, eu zic că merită 100% să-ți o iei. Ăsta i-am făcut aici un mic juc, bă, că-i proze bârnie, e sclăbucit din el. Băi băiatule, băi băia, deci ăsta fail la parcurs cum dădeam eu până acum. Așa. Mie nu-mi place cum se aude, se aude foarte, foarte fain. Pe fundal ăsta vă că vrea să mă bată neapărat. Păi să te fut în gură. Da. Și nu uita să apăsați și voi pe butonul de like pentru această serie de survival games. Da, vă că tipul e full iron. Gata, am mai lăsat. Te plictisici? Te plictisici, cum zice Oltenii? Te plictisici? Da. Și da, uite, nu uitați să-și un like. Mie mi se pare foarte tare sunetul și plus că am luat-o la reducere de 33% pe PC Garage. Acum se reduce la foarte multe chestii și în loc să dau 2.700.000 pe ea, am dat 1.600.000, fraților. Deci, e wow. E forță, sunt forță reducerile astea de pe PC Garage, mai ales în perioada asta acum, nu știu ce naiba au fost cu reducerile astea, dar na. În fine, vă dați seama că nu la toate chestiile de reducere așa mari, cu 30% e o reducere destul de mare. Și na, Red Dragon Vara, gen mai mereu nu e pe stoc și na, pentru o chestie care se cumpără foarte, foarte bine, chestia asta a fost foarte, foarte bună. Ce e timban, ok, aparent ăștia fac timp de 3, nope, aha, no, XD, stai că s-au târzit toți, în fine. Oricum o să pun video ăsta pentru că, na, vreau doar să vă explic puțin care, ce, cum să treaba. Și, da, hai că am prins aici și un drop, un loot destul de bun, un loot drop. Destul de bun, hai să rămâng și eu căcaturile astea și mie chiar îmi place cum se aude pe fundal gen tastatura asta. Ok. Băi băieți. A, aici puteam să ajung și așa, ok, oricum. Aparent ăștia sunt timp de 3 din câte am înțeles eu aici. Chestia asta nu-mi place deloc. Ok, și ne-am golit și noi inventarul. Hai să merg și aici jos. Să vedem ce putem găsi pe aici în aventura chesturilor lootabile cu Max și altele.
Da, și în cazul în care nu știați, Demon's Breeze e un fel de Breeze, un fel de Breeze Island doar cu, na, cu lava. E aceeași chestie, sunt câteva schimbări. În plus și Breeze Island are câteva chestii pe care Demon's Breeze nu le are și Demon's Breeze are câteva chestii pe care nu le are Breeze Island, dar ce e cert e o copie, să zic așa, a Breeze Island-ului. Nu știu dacă e făcută gen de ceași oameni, da, ca idee, dar na, e foarte, foarte asemănătoare, dar prima știu sigur că a apărut Breeze Island-ul. Ok, hai să vedem ce reușim să facem pentru acest episod, bă băieți. Și da, din nou, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like pentru acest video, Vitalina aia. Aha, păi cred că mai sunt eu cu Vitalina, nu? Sau? Da, eu cu Vitalina cred că împotriva lor a 3. Nu știu de ce. Da, presim că așa e. Ok, ăștia doi se bat. Ok. Bun. What the fuck? Ăștia sunt timp de 3, așa? Așa. Așa. Nu e așa. Sau. Ba, da. A? Sau? Nu? Nu, deci stai, ce? Eu le-am omorât teammate-ul ăla? Sau care e faza? Că n-am înțeles prea bine ce s-a întâmplat. Oricum, hai să-i zic că este vitamina. Tim. A, sau și aia e în timp cu ea. Nu cred că e în timp cu ea, nu știu ce. Și n-ai zis pe ăla, sau? Aia sunt timp, așa e, ales eu. Sau nu? Sunt în timp sau sal? Ce e cert e că prindem DM-ul, e forță, ce e aici, și uite ce iteme de poate, mamă. Cu noile unora, aurul altora. Iau și un diamant să fac sabie. Ok, nu mai am timp. Băgam ieși. Poate iese un FFA din asta. I don't know. Aha, nu. Nu vor, am. Nu vor băieții, a? Nu vor FFA cu mine. A, e clar. E clar. E claros. Da, tipii sunt mii, n-au treabă. Nu vă băieți, încheiem și noi episodul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Eu am fost Răcon și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!